Cititorii pot găsi pe rafturile Bibliotecii Municipale Corneliu Coposu din Râmnicu-Sărat cele mai noi titluri apărute pe piață. Permanent, reprezentanții bibliotecii fac comenzi și cele mai recente apariții editoriale pe piața de carte sunt la dispoziția utilizatorilor. Periodic, colegele mele fac comenzi și invit râmnicenii la bibliotecă. Avem cele mai noi titluri, uneori chiar înainte să fie lansate în mod oficial. Deci chiar avem un sprijin total din acest punct de vedere față de perioada când eram eu, să zicem, adolescent și mergeam în bibliotecă și multe dintre cărți erau extrem de vechi și nu prea găseai noutăți. Astăzi avem tot ce apare pe piață. Prin structura colecțiilor sale, Biblioteca Municipală Corneliu Coposu din Râmnicu-Sărat are un caracter enciclopedic și se adresează tuturor membrilor comunității. Printre cărțile de patrimoniu se numără Biblia de la Blaj din 1795 și Liturghierul din 1798.